Diana Șoșoacă a provocat un scandal de zile mari în secția de votare, la alegerile prezidențiale 2024. Președinta partidului SOS România și-a filmat buletinul de vot, apoi a postat imaginile pe internet. Aceasta și-a scris numele pe buletinul de vot și apoi le-a arătat tuturor. Și-a îndemnat simpatizanții să voteze președintele interzis, după ce ea a fost scoasă din cursa pentru cotroceni, dreptul la nesupunere civică. Dreptul fundamental al omului. Votați președintele interzis. Anulați sistemul. Anulați puterea sistemului. Bravo, dragi români! Aceasta este atitudinea adevărată atunci când sistemul instaurează dictatura, a scris Diana Șoșoacă. Diana Șoșoaca a transmis că îi se pare inacceptabil să existe un vot secret. Aceasta consideră că votul trebuie să fie secret doar dacă așa își dorește cel care votează. Și pentru prima dată în istorie, votul a fost filmat, pentru că mi se pare inacceptabil să mă avem vot secret. E secret dacă vreau eu. Ei n-au dreptul să mă arate votul, dar eu am dreptul să mă arăt votul meu, exact cum am făcut și în Parlamentul României, unde eu, Dumitru Coarnă, Ciprian, Ciubuc, am fost singurii care ne-am arătat votul, pentru că oamenii ne-au votat ca să știe ce votăm, nu ca să ne ascundem votul. La prezidențiale, la alegeri, cine vrea să-și facă votul public? Este cea mai mare mizerie din partea sistemului să interzici să-ți faci votul public. E votul meu, e proprietatea mea, e alegerea mea, e opinia mea. Poliția Capitalei a intrat pe fir și a anunțat că face cercetări în acest caz. Astăzi, 24 noiembrie 2024, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, secția 6 poliție, au fost sesizați cu privire la faptul că o femeie europarlamentar ar fi realizat un clip video în interiorul cabinei de votare. Verificările sunt continuate de către polițiști din cadrul secției 6 poliție pentru posibilă încălcarea normelor articolul 55 litera M, raportat la art 56 alin. 1. Din legea NR370-2004, privind fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot și în vederea luării măsurilor legale ce se impun.